Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului În Dodi. Noi ne-am adunat aici ca să începem o nouă carte, Etica Libertății de Murray Rothbard. Astăzi o să discutăm despre introducerea scrisă de Hans Hermann Hoppe la această carte, dar înainte de a intra în pâine, cum se zice, avem de adresat două lucruri. Unu, am înțeles că ne-ați urat să schimbăm formatul, așa că l-am dat afară pe Gabi. Glumim, nu. Gabi o să lipsească o vreme, e prins cu niște treburi casnice și se va întoarce în viitor. Da, va lipsi câte preț de câteva episoade, cel puțin. Al doilea lucru pe care trebuie să vi-l aduc de aminte ca de fiecare dată este că jos, lângă video, e un buton de like. Lângă butonul de like? Lângă butonul de like e un buton de subscribe. Lângă butonul de subscribe e un clopoțel. Face și cu clopoțelul ce trebuie. Lângă clopoțel sau sub, nu mai știu exact în ce ordine sunt, e și un buton de share, dacă cumva credeți că și altcineva ar vrea să vadă sau ar beneficia de pe urma chestii astea. Nu fiți timizi. Cine știe, poate faceți un prieten nou. Dați click-uri, click-uri, click-uri peste tot. Dislike nu are? Are și dislike. Dacă vreți neapărat, da și dislike. Nu, nu, să ne placă, dar asta e. Ba da. Înțeleg că nu v-au plăcut nici vouă. Nu ne-a plăcut butonul de dislike. De asemenea, jos în descriere o să găsiți ca un fel de desfășurător al emisiunii, așa, ce întrebări încercăm să le adresăm. Dacă vă uitați în timpul premierei, vedeți doar atât. Dacă vă uitați după ce premiera s-a încheiat, la ceva vreme și am apucat eu să editez, o să vedeți și timestamp-urile la care adresăm acele întrebări. Și tot acolo găsiți locuri pe unde mai dați de noi pe internet, alte link-uri către prezență în Dodi, Twitter, MeWe, știți că mai există MeWe? Nu mai e nici dracu. Telegram, blogul nostru și dacă vă împiedicați până acolo în descriere, o să găsiți și niște link-uri către conturi de cripto sau Patreon. Și pe care dacă nu vreți să le folosiți, măcar dați like-ul ăla, că e gratis. Și noi am mai vrea să vorbim cu voi. Și așteptăm și niște comentarii sau niște întrebări. Dar de ce așa și nu alminte? Sau da, așa e. Whatever. Ideea e că și noi învățăm din seminarele astea, că teoretic e clar că nu e un podcast, știi? Și noi învățăm. Am făcut și observații, nu știu, dacă mai țineți minte din episoadele trecute, ăla al meu cu respirația, argumentul lui Vali la telefonă și astea sunt argumente de developer, știi? Dar ne vin și nouă, nici nouă nu ne sunt clare toate intrigile. Să o iau așa cum mi-am propus. No. De ce facem cărți? De ce vorbim despre cărți? De ce nu facem doar interviuri? Că sunt simpatice interviurile. Pentru suntem că europeni și Europa au cultura cărții. Știi? Mi se pare că dacă cauți lucruri adevărate, ca la o știință, astea îți permit să naști un cadru de idei, de valori, cu care poți să faci sau să verifici lucrurile după aia. Ca să nu fie doar preferințe luate din aer, așa. Îți dă viziunea, îți dă o chestie de ansamblu. Știi că, uite, de exemplu, nu știu, urâm leptici, dar de ce urâm? Da, ne-am trezit așa urând niște categorii pe socioprofesionale. Nu, ai niște argumente. În autoapărare. Îi urăm în autoapărare. Da, e chestie defensivă. Uite, de la principiul în agresiunii, ori ei sunt agresivi pe, nu știu, când vor redistribuție coercitivă între rase sau când vor limitarea libertății de exprimare. Adică ai un temei pentru care faci chestia asta. Rostul cărții e tocmai să-ți dea viziunea asta. Viziunea asta mare. Care dacă am comentat doar știri, de exemplu, să zicea că facem săptămâna pe scurt, luăm câteva știri și comentăm, n-am face o fel de elaborat. Să zicem, discutăm despre chestia ta cu Ucraina, cu cerealele. Ok, invoci câteva argumente antiprotecționiste. Dar
mi se pare că nu o faci la fel de elaborat ca atunci când discuți o carte. Sunt argumente de aici, din Rothbard, din Kummer, care nu ajungi la ele, nu se potrivesc cu știrile, nu sunt așa de elaborate. Pune să faci un capitol pe protecționism din, nu știu, din analism, și acolo vezi toate pozițiile, știi, sau din mize, sau... Așa învoți, nu știu, importurile, taxarea importurilor, face un rău consumatoric, na, prezintă argumentul standard, dar acolo sunt mai multe discuții, știi? Bine, mai e o chestie, că cărțile astea sunt și foarte interesante pentru mine, de exemplu. Da, nici adică, argumentul ăsta nu trebuie analizat. Una e să vorbești cu Rothbard, tața e să glosăm pe Ciolacu. Nu? Sau... Poate unii nu văd fost, nicio diferență între ei. Rothbard a fost un geniu? Ciolacu nu cred că e. Nu știu, putem dezbate asta. Tind să cred că nu e. Cel mult politician abil. S-ascunde. Cum să-i spui? Cel mult politician abil. Da. Uite, și geniu te... și l-ascunde abil. Uite, și tu cum a apărut, deci când a plecat Dragnea, e clar că era om de ăla de structură, știi, de, era acolo, știi, că a apărut, noi nu știam cine era Ciolacu, știi, n-am înainte? Auzit de Ciolacu, deci înainte apărut, sau de Ciolacu. Ca Atena, știi, a apărut așa din... Și nu e, stați încă, Ciolacu n-a fost după Dragnea, a fost după Viorica. Da. Stai, și după Dragnea, cine a fost, asta o tai... După Dragnea a fost Viorica. Direct Viorica. Păi Viorica l-a dat pe mâna justiției ca să candideze la președinție, că cine cineva a convins-o că poate să câștige. Așa ceva. Și tu Brutus. Și după aia, și după aia, ca să ne dăm seama cine a convins-o, a ajuns consilier la BNR. Restul legăturilor le faceți voi. Nu, dar ideea e că se vede, uite, dacă intri pe Twitter, să zicem, dai search capitalism, să zicem că te interesează opiniile românilor. Dai, nu știu, capitalism lang 2.0 sau capitalism și la language din setă România. Și vezi că foarte puțin știu eu argumentele sau știu, nu știu, controlul prețurilor. O să vezi că nu. Și majoritatea spun, da, da, e bine că există. Și când zici că Bubnici, le știu... de exemplu, așa. E anti. Deci eu credeam că Bubnici e e anticapitalism? Nu, e anti-plafonarea prețurilor. Deci eu credeam că e doar cu divertisment, dar se pare că e turboliberal, da. E mare lucru asta, știi? Din partea lui, știi? Credeam că e pur divertisment, știi? Deci pentru mine, mi se pare că și asta zice și Pope în introducerea pe care discutăm. Un pic așa. Mi se pare că etica poate foarte bine să fie o știință, să nu fie doar așa un domeniu în care observăm ce au preferat oamenii de-a lungul timpului. Nu poate să fie la fel de bine știință ca economia. Și practic și funcționează aceleași rotițe logice, să zicem. Da, da. Asta e pretenția lui Rothbard, că e o știință. Uite, o concepție opusă poate fi asta cu tradiția. De ce facem chestia asta? Pentru că așa a venit. Așa vine de la mulți strămoși. De-aia pedepsim avortul sau de-aia permitem avort, pentru că așa a fost dintotdeauna. Sau poți avea o tradiție religioasă, știi? Să nu furi. De ce aderăm la chestia asta? Decalogul sau găsim alte chestii în Biblie care... Alta e să spui că sunt arbitrare și cu asta se luptă Rothbard. Pur și simplu aderăm la... Noi am mai avut... Tu crezi în controlul prețurilor, tu aderi la controlul prețurilor, că ajută să azi, să zicem, eu sunt... Toate mănunțelele astea, până la urmă, stau pe un fundament. Și fundamentul este ăla pe care l-am mai discutat relativ de curând. Poți să derivi ce să fie din ce observăm în jur sau poți să alegi. Și mie mi se pare că e crucială chestia asta, că poți să alegi. Omul, trăind în lumea lui abstractă, omul ce face? Poate să abstractizeze. Da, poate să conceapă viitor, poate să conceapă interacțiuni, niveluri de interacțiuni între oameni. Mă rog, abstractizează, da? Odată ce abstractizează, lumea aia nu poate fi... Nu-ți spune ce să faci. Asta e cheia. Ci oamenii pot să aleagă și atunci... Primul lucru, vrei să alegi
De-aia lucrurile ar fi normative, nu? De-am înțeles eu mai greu. Nu, alegem ce vrem. Vrem cu tare sau cu tare. Și după aia ai lucruri care sunt coerente cu țelul ăla. Și și înainte de toate astea, nu poți să îi impui cuiva un țel. Tocmai asta e. Asta e deja o alegere. Aici e puțin cu duș întors, că dacă stai să te gândești, e oarecum reiese așa în paralel cu ideea de drepturi între libertarianism și mainstream. Tot la fel e și la etică. Noi trăim cu impresia că etica îți spune ce să faci. Mm-hmm. Pentru că trăim în urma eticii creștine, da? Care îți prescria niște lucruri pe care să le faci. Zicea, da? Că ce are bine și ce are. Onorează pe nu știu cine, fă nu știu ce, să dea un cod de conduită pozitiv, îți spunea ce să faci. Pe când etica care decurge din libertarianism e foarte, foarte simplă de altfel. Și îți spune doar ce să nu faci și să termină, îți rămâne și loc pe șervețel să te ștergi de sudoare. Mind your own business. Sunt două. Mind your own business. Da. Don't take other people's stuff. Da. That's it. Sau în varianta mai clasică, nu fura, nu da în cap, Nu viola. Sau, da, și mai simplu, și mai abstractizat, nu agresa. Da. Punct. E o singură frază care e de ajuns. De aici a și venit critica și acuza asta de simplism. E simplist. Păi de ce sunt simplist? Păi ia tu legislația obișnuită, să vezi câte drepturi ai acolo. În nu știu ce ai 800 de drepturi, în nu știu ce ai 85, nu știu. Dar și pe aia poți să o simplifici. Zici, păi, dar pe ce se bazează ele? Dar ce facem acum? Filozofie juridică? Da, facem filozofie juridică. Da. Păi ce se bazează ele? De unde ai tu drepturile alea? Și ai mai zis-o tu, Vali, de mai multe ori. Păi le ai că dorme, că ești om. Sau ți le-a dat statul. Știi că sunt, păi am dreptul să nu știu ce pensie. Nu e un privilegiu, e un drept. Da, asta e un fel de precizare, nu? Nu, dar ideea e că și chestiile astea socialiste pot fi reduse la o structură, știi? Adică, să zicem, un bine comun permite sacrificarea. Nu fără să dai peste o contradicție performativă. Deci, la un moment dat, asta e teza mea, nu să zicem că nu e demonstrată, e doar la nivel intuitiv. Iei orice idee socialistă, dacă sap destul în ea, o să dai peste o contradicție. O contradicție în comportamente sau o disonanță, Vali, o chestie logică. Vali, tu poți fi adică socialist, adăr la principiul în agresiuni. Diferența o face postularea inițială a proprietății. Dacă el postulează, axioma lui e că proprietatea asupra bunurilor de capital e comună. Uh-huh. Și el după aia zice, deci asta e primul postulat, deci nu-ți postulează self-ownership-ul sau nu știu ce. Păi proprietatea asupra bunurilor de capital e comună. E comună. Dacă tu vrei să-ți iei o betonieră, nu știu ce să faci. De ce? E un furt. Nu, stai. Că problema e... Și ți aplică principiul în agresiv. Problema este una... Adică trebuie să mergi... De asta eu spun, trebuie să și sapi în ea, ok? Bun, de ce e comună? În virtutea cărui fapt? Ăsta e postulatul, nu-i de ajuns. Păi da, și noi facem același lucru, știi? Tu când postulezi, libertarianism are trei mari principii. Principiul non-agresiv. Noi nu facem același lucru. Asta, principiul homesteading-ului, da? Și principiul autodeținei. Da. Self-ownership-ului. Și el poate să întrebe, păi și de ce te autodeții? Pe ce se bazează chestia asta? Păi asta ajungem la bucățica din carte în care Rothbard demonstrează matematic că e singura explicație posibilă pentru starea de fapt. Nu e mai mult decât un postulat, este o explicație a stării de fapt. Nu se poate altfel. Hai, variantele. Nu se poate altfel. Deci e A și non-A și încerci să vezi cum se funcționează în variantele non-A. Da? Ok, nu e una singură, sunt vreo trei. Și descoperi că nu se poate. Adică în cazul ăsta descoperi, pe când socialistul din exemplu tău postula el. Nu sunt contradicții, alea sunt niște critici. De efect, niște critici utilitariste, uite, dacă admitem proprietatea comună,
rezultă că moreia, știi, că nu ne condonăm și nu da, ce. Exact. Dacă admitem fără proprietate, rezultă cu tare. Dacă, înțeleg, și tu zici că-s doar utilitarist. Nu o contradicție. Da, critica lui Rodman, utilitaristă, știi, de efecte. Uite, dacă admitem proprietatea comună, rezultă jale. Dar așa nu e nicio diferență în postulare. Păi nu, nu rezultă jale, rezultă sfârșitul umanității. Dar mecanismul de postulare e același. Așa cum noi postulăm proprietatea privată, autodeținere și homesteading, adică proprietatea și bunurile materiale. Eu am o dilemă aici. Comuniștii pot spune, deci după ce au postulat proprietatea comună, să spună... La noi e simplă postulație. Asta este greșit să inițiezi violența împotriva proprietății? Da, da, am înțeles ideea, dar nu sunt de acord că e același lucru. Deci în niciun caz nu e argumentul pentru proprietate privată un moft, așa cum ar fi argumentul pentru proprietatea comună. Adică o chestie, deci, care, trebuie neapărat să fie care postulată. S-a trezit cineva dimineața și aia zice trebuie neapărat da, așa să, e, să fie doar un postulat. Și hai să plecăm de aici să vedem ce construim. Nu! Pe când asta argumentul lor poate e unul mult mai tare. Nu poți fără ele. Nu putem exista ca specie fără ele. Le descoperim, nu le, deci nu le inventăm. Mi se pare că Vali zice că Rothbard nu... retro justifică. Nu zice eu vreau proprietate privată și e bună pentru că altfel nu se poate. Ba da. Ci o ia... Ba da, asta zice. Mă rog, noi trăim, noi până una alta, pe punctul ăsta, trăim cu credința că Rothbard a luat-o de la zero și a zis Crusoe Ethics și Economics. Și o să zică socialul. Știi, să naște un om, ce poate el să facă? Poate să nu aleagă? Nu, că asta, asta e mai subiect. Poate să nu aleagă? Nu poate să nu aleagă. Nu poate să nu acționeze. Și hotărând să stea, alege ceva. Și atunci aia deja e o chestie. Pe aia nu trebuie să o justifici. Aia este un dat ca o forță a naturii. Da, un argument de efecte și un social-democrat poate să-ți conceadă. Da, într-adevăr, resping comunism. Ai dreptate, Vali. Comunismul te duce la o lume cu întristare. Dar social-democrația nu te duce la. Da? Nu știu să la ca afară. Stai puțin că... Adică principiul agresiunii parțiale sau principiul proprietății parțiale. Principiul agresiunii parțiale. Uite, îți garantează o lume suportabilă. Ce murim? Că uite, facem podcast. Nu suntem... Deci la noi e nap, e pap. Stai. Cred că punctul... E derivat. Punctul în care se petrece schimbarea de idee... Păi nu, că deja discutăm capitolul da, ăsta. Da, e o parte. Sunt toate chestiile astea sunt în el. Punctul în care mi se pare că se petrece schimbarea de idee e asta. Tu spui că e un argument de efect. De efect, nu metaforic, e tare. Ești tare nu, și nu, în sensul nu, de efect în sensul că preferăm anumite niște consecințe versus alte consecințe. Nu? Și ca să avem aceste consecințe trebuie să facem nu știu ce lucru. Deci practic plecăm de la consecințe și scriem înapoi. Mie nu mi se pare că e așa. Nu, dar zii tu că e ideea ta și o asumă, pentru că într-adevăr de multe ori și Hoppe, cred că chiar și în introducerea asta și în alte dăți și mai mulți libertarieni zic de ce avem non-aggression principal? Ca să nu fie conflict. Friedman. Deci alegem chestia asta, noi propunem și susținem tare cultural. Răspunsul pentru care avem non-aggression principle este că este singurul comportament universalizabil. Păi da, dar asta e părerea ta. Eu n-am nimic împotrivă. E foarte bine ce zici, numai că nu e... Deci eu nu zic că nu e așa. Hai să nu așa comunismul, nu e universalizabil. Deci s-ar putea să fie o adăugire, s-ar putea să fie o îmbunătățire, ce zici tu? Păi, comunismul nu e universalizabil că se stinge lumea de foame, în două, da, e universalizabil. În două ore. Păi, asta e altă critic. Păi nu, e deci este, amor, da, amor, universal. Este universalizabil în sensul că și rezistă în timp, știi? Testul timpului, el trece, că nu dispare umanic, nu dispare populația. Că se aplică tuturor, de exemplu, chestia eolică. Și n-are excepții, nu? Păi da, dar așa, dacă vrei să spui toată... Și tu ești proprietar, da, și eu. Da, așa, dacă spui toată lumea trebuie să-și facă sepucu și asta e universalizabil, dar nu discutăm despre același lucru. Adică o etică, asta ok, poate că e cazul să aducem aminte și chestia asta. Mi se pare că de la Aristotel a venit. Dacă te-a pus să construiești o etică și îți dă la sfârșit
că scuzi crima sau furtul sau violul sau că le permite etica ta sau aș adăuga eu venită de pe filiera lui Peterson că este ceva anti existența speciei. Anti-existența speciei. Da. N-ai dat peste o... Răspunsul lui Aristotel era că n-ai dat peste o etică. E ca să te întorci să mai verifici din premize că trebuie să mai schimbi ceva pe acolo. Da? În contextul ăsta spun că este singurul comportament cu adevărat universalizabil, atât în spațiu cât și în timp. Pentru că poate ai făcut de toată lumea în același timp și nu îți duce la conflicte fiind făcute toată lumea în același timp, nu îți duce la conflicte și nici nu îți elimină specia. Deci, ți-am dat contraexemplu. Ce, socialdemocrația îți elimină specia? Păi, socialdemocrația nu poate fi făcută de toată lumea în același timp. Dai unii care iau și unii care dau. Da, ar fi normativ, unii trebuie să ia și unii trebuie să dea. E aceeași premiză pe care o rejectează Rothbard atunci când spune că nu poți să ai două clase de oameni. Da? Legea justă la care face referire Hoppe în chestia asta. Da? Tu vrei să fie o lege, ea trebuie să fie ca să fie justă, pentru ea toți. Trebuie să fie aplicat pentru toți în același fel. Dacă unul are datorie să dea și unul are datorie să ia, nu se aplică pentru toți în același fel. Da. Deci n-ar fi universal socialdemocrația? Evident că nu e. Dar comunism e. Încercat că toată lumea trebuie să dea? După puteri. Dar de ce n-ar fi socialdemocrația? Păi, de asta, că există roluri diferite, există persoane diferite. Da, n-au... Există clase nu sunt de tratați, oameni. Da, nu sunt tratați. Caste, clase, nu sunt tratați la fel. Și atunci, da. Din punctul ăsta de vedere, dacă vrei, socialdemocrația este același lucru cu sistemul de caste din, da. Din India. Din păcate, da. Socialdemocrația, să repet. Da. Sau cu sistemul de... clase aristocratice din trecut, da? Care au precedat socialdemocrație. Numai că acum aristocrații sunt birocrați care legislează și colectează taxe, cum colectau taxe aristocrații în trecut. Clasa de mijloc sunt țăranii care muncesc ca fraierii 90% din timp la corporație. Șerpi? Da, da. Serbs. Asta zice Hoppe și la taxare, că nu e, n-ar fi uniformă, că unii plătesc și... Și probabil asta avem în vedere, că nu e universal. Exact. Universalizabil ce înseamnă? Se aplică pentru toți în același fel. Da. Ești și într-o parte și în cealaltă a acțiunii. Mie mi-a plăcut povestea asta pe care o face Hoppe aici între Nozick și Rothbard. Că Nozick era moale așa, nu știm, mai căutăm, e doar o idee, hi-hi-hi. Pe când Rothbard a fost dur, a zis, domne, astea sunt niște demonstrații, cum se numea, cum zicea în engleză? Argument decisiv. Knockdown argument sau o chestie de asta. Da, argument. Nimicitor. Nimicitor, da, e bun. Argument irezistibil. Deci, Nozick... În care nu ai opțiune. Dacă îi accepti premizele, trebuie să accepti concluzia. Nu există. E, și ce zice că... Există un libertarian român care se plânge, un ex-libertarian român trecut la Lefkins, care tocmai asta îl deranja, știi? Bine, și el, cititor de Nozick, și asta nu-i convenea, că dacă accept premisele, trebuie să accept și concluzia. Și era dureros ceva. Era ceva ce nu merge. Și mi se pare interesant la abordarea lui Rothbard, și pe care o și subliniază Hoppe, este că are o abordare metodică. Ia lucruri de la fundamente, Crusoe Economics, Crusoe Ethics, lucruri fundamentale se bazează pe ceva. Nu se bazează doar pe, aici a fost discuția noastră adineori, eu zic că Rothbard nu se bazează doar pe o presupoziție sau o chestie axiomatică. Hai să o jucăm pe asta să vedem ce iese. Cu toate că e și asta o atitudine științifică. Dar oricum, mi se pare că e foarte ordonat, să zicem, Rothbard, și e o abordare inginerească. A făcut matematică. Nu, de aceea vreau să zic este că... Bine, chiar a făcut matematică. Ok, se vede, gata, e clar. Bine, matematică cu economie. Păi, da, asta zic și eu.
Ideea era că dacă dacă vrem să nu avem contradicții, cum au alte curente de gândire, mie mi se pare că doar libertarianismul livrează. Dar poate că e doar părerea mea. Nu, cam livrează. Păi cam livrează asta. Pentru că dincolo e un conflict, adică, uite, hai să luăm conservatorii. Iubim atât de mult. Valoarea mea e libertate. Ok, și pe producția de apărare? Mai libertate? Dacă vin rușii peste noi, mă obligi să-ți dau bani să ne aperi? Da, da, o să-ți pară bine mai târziu. Păi da, există un bine mai mare și... Păi da, da. Păi care e diferența ta de socialist? Ce, așa argumentează și el doar cu... E altceva. Că și rușii ți-au libertatea. Nu contează, eu nu vreau să mă aperi tu de ruși. Da, nu trebuie să mă forțez dacă valoarea ta e libertate. Bine, și ei admit că nu. E un mix de... Apare și obiecția lor. Un mix. În capitol, da, că sunt și alte valori. Una din obiecțiile la Rodvan. Și alte valori, nu doar libertate. Uite, nici acum nu e clară discuția asta. De obicei, mi se pare că opoziția la... De... Stai, cred că tu ai pus de curând. Ai zis că, nu știu ce, medic a zis că nu ești liber dacă nu ești sănătos. Și chiar m-am gândit la chestia, mă, așa o fi? Și nu e adevărat. Eu zic, părerea mea, până una alta, nu, încă nu demonstrăm matematic inginerește, dar părerea mea este că ce contează mai mult înainte de orice e să fii liber. Tocmai pentru că astea mi se pare că e esența omului. Deci, ce am mai vorbit noi? Dar de ce n-au animalele, nu știu ce drepturi? E pentru că animalele nu aleg la nivelul ăsta de abstracție între bine și rău. Și între bine și rău, între ce și ce? Păi între interacțiuni cu alți oameni. Nu? Dar, deci vedeți că vă trebuie societatea? Ar veni imediat replica. Și atunci, societatea mi se pare că este opusul individului. Nu că nu e opusul, glumesc. Răspunsul la chestia asta e, doi oameni sunt o societate. După gustul meu, da. Sunt o societate? Mică. Pot fi din o familie este în alta baza societate. Societății. Da, da. Oamenii care îți dau argumentul ăla că vezi că ai nevoie de societate să referi la doi oameni? Nu. Adică nu ar folosi acest exact. Sens. Asta yes. Încerc să spun. Thank you, da. Da. Noi, regulile astea funcționează și între doi oameni. Da, ai nevoie de un alt om, că altfel singur tu poți face alegeri, dar... Nu e nimeni care să te, cum spun, cu care să interacționeze. Adică principiul non-agresiunii are sens doar atunci când e posibilă agresiunea. Când nu e posibilă agresiunea, nu avem ce discuta. Da. Da. Adică nu are sens teoria dreptății. Teoriile dreptății apar să normeze niște... De ce am adus vorba de chestia asta? Din cauza că Rothbard a fost perceput ca anarhist. Și Mises nu vedea bine lucrurile astea din cauza că părea că în anarhism nu se verifică, n-ai checks and balances, nu există o opoziție, fiecare face ce vrea, e un haos, cum și înțelege lumea de obicei, anarhia e un haos, e și un citat de acolo, nu se poate. Și imediat se discută în introducerea asta, păi ca să ai o societate îți trebuie totuși niște forțe ca să nu fie la mâna unor marginali nebuni, nu știu ce. Și la asta m-am gândit, că nu știu dacă explică Hoppe sau poate n-am înțeles eu, dar nu contează. M-am gândit, sigur că da, trebuie niște forțe ca să ai o societate, dar deja avem o țintă, să existe o societate. Cât de valabilă este această țintă să ai o societate? Societatea este ceva și trebuie păstrat? Dacă nu există, trebuie să o facem? Sau e ca o relație, și asta e o idee mai veche, am mai zis-o, sau e ca o relație între două persoane, pe care o observi. Ce fac acele două persoane? Se înțeleg, au lucruri care îi leagă și țin cât de cât în echilibru? Sau n-au? Pentru că ai tot felul de societăți care poate n-ar trebui chinuite să stea împreună. Poate ar trebui societățile să nască mai natural. Și atunci, da, odată ce se nasc natural, ele o să aibă în mod natural forțele alea care să le țină. O să aibă și forță, în primul rând, de atracție și forță de respingere față de ceilalți sau, mă rog, niște forțe de respect între ei. Pentru că, de ce? Au aceleași valori. De aia s-au făcut o societate. Iar ăsta socialist s-a dus atât de bine încât lipsa de civilizație ce înseamnă? Că n-ai sănătate de stat. Da. Sau n-ai educație de stat. Da. Educație mai ales de stat. Da. Deci reprezentarea... Știi că sănătatea de stat mai e cât de cât contestată în America. Și educația de stat e oarecum contestată în America, dar mai degrabă
lumea, cel puțin pre-pandemia, zice că erau mult mai atașați de ideea educației de stat. Că dacă ai avea educație privată, rămân copiii proști și vai, Doamne ferește, ce se întâmplă copiii. Pe o pierdut materie. Pe când la sănătate de stat, ok, nu știu, se mai tratează lumea acasă, nu e așa de neagră situația. Nu știu, în România poate și percepția că privații livrează în mai mare măsură decât la educație. La educație privații sunt văzuți ca spiohareți. Da. În România cel puțin. De altă parte, na, în America dau la vedetele alea, dau la private. Da. Trebuie să mai zic o ultimă chestie pe în jurul la subiectul ăsta. Că ai putea să ai două abordări. Să zici, putem să ce ziceam mai devreme, putem să deducem ce e bine sau putem să alegem. Nu? Chestii normative versus deductive, să le zic așa. Și din cauza că omul are puterea asta de abstractizare și de alegere, mi se pare că nu are de ales decât să aleagă. E condamnat la libertate. Exact. Cum zice asta. Hai să mai stăm pe comparația asta cu Nozick. Deci Nozick, uite, a avut succes. A scris o carte, Anarhie, stai, Utopie. 73, parcă, nu? 76, Biblia cred. Minarhismului. Adică ideea că un stat nu trebuie să ofere decât apărare. Tribunale, armată, poliție. Un clasic al 74. Liberalismului clasic. Ce zice Hoppe? Ar fi două... Ce motivații găsește el pentru care a avut mai mult succes, nu zic, decât Rothbard. O motivație ar fi stilul de a scrie. Nu zic, n-ar avea stilul ăsta deductivist, geometric, axiomatic. Deși mă gândeam cât de corectă e observația asta. Uite, Anarhista și Utopie începe așa. Oamenii au drepturi și nimeni nu le poate face ceva fără a încălca aceste drepturi. Deci, începutul ăsta e perceput de mainstream ca fiind axiomatic, știi? Ca aha, fiind stilul la fundațional în care... Așa a început cartea. Da. Deci asta ar fi o critică la Hoppe, știi, că n-ar fi chiar așa. Pe de altă parte, are dreptate că fac mult mai deductiviste deducția lui Rothbard, ca să zic așa, decât Nozick, care vine cu tot felul de puzzle, cu mașina de împlinit dorințe, tot felul de fitile pe acolo. Alt argument care era că nu e atât de angajat Nozick. Deci pentru el nu e o chestie de viață și de moarte. Eu, libertarianismul e valid, socialismul e fals și trebuie să renunțați, drept e să renunțați la socialism dacă el e nevalid. Nu, pentru el era așa o chestie estetică. Exact. Sună bine, frumos. Da. E ca și e chestia aia cu axiomele, că nu e chestie elegantă, știi, să constrângi pe cineva la o ideologie. Asta mi s-a părut interesant, că a zis, nu zic că și nici măcar el, deci nu e important să-i convingi pe ceilalți, dar nici pentru tine nu e atât de important, știi, că te pricep la șah, știi, așa un joc, e o gimnastică mentală, știi. La Rothbard nu e așa, nu e, uite, Rothbard când face ierarhia la motivații, la why to be a libertarian, economic, estetic și moral. Și Rothbard zice că asta morală e cea mai importantă. Rothbard, na, ține la chestia asta morală. Vrem o lume mai bună, mai dreaptă, știi? De-aia trebuie să trecem la libertarian. Acum trăim într-o lume dreaptă și trebuie să trecem la o lume dreaptă la una dreaptă. Știi? Nu sunt doar niște jocuri, știi? Acum, ca să răspund să iei și punctul de vedere opus, teoretic, dacă social-democrația sau socialismul căruia se opune libertarianismul direct ar fi tot la nivelul ăsta non-committal pe care l-a adus, pe care l-a generat Nozick, dacă tot așa să iei de la unul și să dai la altul și funcția redistributivă a statului ar fi doar așa, ca un experiment de gândire, adică nu chestii pentru care ajung oameni la închisoare, sunt omorâți, bătuți, schingiuiți și alte... Hai să-l ținem ca un experiment de gândire atunci. Nu, așa ceva, n-ar fi interesant dacă ar fi așa, nu trebuie să facem neapărat, dar uite, cum ar ieși să fie. Și atunci, da, ne-am poate, poate n-ar mai fi un imperativ moral nici... de a găsi un răspuns împotriva lui, da? Dar lumea de astăzi
funcționează sub principiile unei etici socialiste. Și e rău. Eu mă gândeam dacă poate fi universalizată etica social-democrată, că dacă poate avea o regulă de genul e permisă și proprietatea publică și aia privată. Merge asta ca regulă universală? Orice om poate deține atât proprietate publică cât și proprietate publică. Ori asta e valabilă în social-democrație. Poți lucra și la stat, poți avea. Nu, nu e valabilă. Te încurci? Mă opun, nu e valabil. Te încurci la aia publică nu e a oamenilor. Da. Aia publică nu e a oamenilor. Deci pretenția statului astăzi este că proprietățile, spațiile publice, e în potență, de lucruri. E în potență. Ori sunt deschise. Păi da, dar în potență și eu sunt Brad Pitt. Elon Musk, da. Da, dar ideea e că e universalizabilă, știi? Că tu zici, păi da, eu n-am contracte cu statul. Există deschis. Opțiunea asta, știi? Păi nu, da, uite, dar e haios că asta chiar poți să o verifici. E deschisă opțiunea asta? Da, este. Oricine poate... Păi nu, da, cum zicea Napoleon, în buzunarul oricărui soldat stă la de mareșal, știi? Deci cine poate deveni președinte, știi? Deci, ce e teoretic în România? Nu e inter... Oricine poate păi deveni. Păi da, vezi, doar teoretic. Ce? Doar teoretic. Teoretic. Da, așa e. Mai criteriile după care devii respectiv nu sunt universalizabile. Adică nu este ceva de genul cine face nu, nu am spus... Da, aia este... Păi și bulgarii? Nu, lasă pe bulgarii. Aia este direcția în care se aplică. Da, și asta e o parte, într-adevăr, care se rupe. Deci ar trebui să ai un guvern mondial, planetar, galactic, că nu mai e universalizabilitate. Dar nu contează. Hai să zicem, trecem peste chestia asta într-un prim pas. Da? Dar, de exemplu, într-o piață liberă, da, determinată strict de principiul non-agresiunii și nimic altceva, succesul financiar vine atunci când tu găsești cum să satisfaci nevoile câtor mai mulți oameni sau, dacă nu nevoile câtor mai mulți oameni, măcar nevoile stringente ale unor oameni dispuși să plătească cât mai mult pentru el, da? Deci să nu fie neapărat, nu limităm ideea, da, știi, corect, la vinzi pâine. Hai să zicem că poți să ai succes dacă vinzi iahturi, da? Ok. Poziția clasică între pâine și iahturi. Bun. Okay. Dar ăsta este un principiu universalizabil, da? N-am vorbit de nicio altă caracteristică pe care trebuie să o îndeplinească omul. Deci oricine nici cumpărătorul, nici vânzătorul, oricine poate să stea în ambele părți ale chestii astea, da? Ok, da, bun. Da. Principiul succesului pentru afacerile de stat este să cunoști pe cineva. Păi și oricine poate cunoaște. Păi da, dar acel cineva trebuie să fie angajat la stat. Are o calitate diferită față de ceilalți oricine, oameni. Oricine din România poate cunoaște pe cineva angajat la stat. Păi da, numai că acel cineva care este angajat la stat, cunoaște angajat. E în afara principiului universalizat. De ce? E într-o poziție privilegiată, într-o poziție de clasă. Nu. Și el cunoaște angajat la stat. Da, și el dacă vrea anume alte chestii, trebuie să cunoască și el pe cineva. You know, 5 degrees of separation. Da, da. Da, aici trebuie văzut, că așa poți la orice, știi, să universalizezi, să vezi ce, unde merge critica. Asta, el când spune Hoppel, ce spune că nu se aplică? Unde? Universal, aici. La principiul propriu deținerii la comun zice că a oamenilor, unii de către alții. Da, că mor. Că mor. Că unii sunt stăpâni și unii... Da. Nu, ăla oligarhic, nu ăla... Da, ăla oligarhic. Ăla în care și chiar și ăla, nu poți reformula? Păi nu prea să-l faci universalist. În clipa în care ai două clase de oameni, nu mai e universal că ai două clase. Trebuie să ai o singură clasă. Păi de ce? Că oricine poate face parte. Nu poți băca ceva, nu știu. Nu că e descriptiv. Dacă deții pe alții, ei automat nu te dețin pe tine. Și problema... cu deținerea în criss-cross, am rezolvat-o că nu se poate moare toată lumea. Moare pentru că stă pe loc. Pentru că așteaptă comenzi. Nu poți să ai o loterie, ceva. Păi ba da, dar e altceva. Nu o să zicem să la 5 ani să schimbi rolurile. Păi
Păi da, da, dacă voi păi, că e bine să schimbi rolurile, atunci de ce e ca la democrație? Păi atunci hai să schimbăm cât mai des. Deci în fiecare fracțiune de secundă. Deci mai bine sunt, deci mai bine mă lași în pace. Nu, dar îi spun că e universalizabil asta dacă sclavul devine stăpân și stăpânul devine sclav. Păi în clipa în care ai introdus un concept de timp, în clipa în care ai introdus un concept de timp, nu mai ești în criteriul universalizabil. Dacă vrei să... Dacă, păi... Poate, nu, păi, pentru că poate mori mâine. Compară-l cu principiul non-agresiunii. Ce spune principiul non-agresiunii? Nu agresa. Nu spune odată la 5 ani nu agresăm, odată la 2 ani schimbăm rolurile sau e nevoie să schimbăm rolurile sau ceva. E nimic, nu agresa. Adică? În clipa în care ai nevoie de mai mult de genul, păi nu, că trebuie să facem, da, ca să, așa, nu mai ești în domeniul universalizabil, ai trecut în domeniul particular. Nu, sau măcar că nu se dacă folosește. Spui odată la 2 ani trebuie să schimbăm, universalizabil este trebuie să schimbăm, nu odată la 2 ani, ci trebuie să schimbăm constant. Ăla e universalizat, ăla e punctul universalizabil, adică instant. Zi tu din matematică, cum se numește chestia aia în care tu poți să faci demonstrație înflorită, foc, dar poți să o reduci. Ce, la final e egal cu 1, nu? Nu, dar se numește cumva chestia asta la matematică, o, mă rog, reducerea, simplificarea, habar, whatever. Ideea ne scrie că... jos în comentarii, da. Dacă știți mai multe matematică decât noi, puteți să ne scrie jos în comentarii. Da. Deci eu cred că poți să inventezi orice înflorituri deasupra, dacă, cred că ce vrea să zic, Vali? Mă rog, cred că ideea e că dacă ai fundamentul ăsta simplu, pe care tot vorbim noi, nu? Non-aggression principle, după aia deasupra tu poți să faci înflorituri, dar ele stau pe ăsta. Pentru că alea nu sunt diferite, nu sunt pe orizontală în altă parte. Dar nu sunt altfel de idei și să le universalizezi. Trebuie să stea pe ceva. Și pe ce trebuie să stea? Păi trebuie să stea pe libertatea omului. Păi deja... Asta am zis noi. Nu, vedem la asta dacă aceste chestii agresive pot fi formulate universal. Să justifici chestii agresive? Nu, să formulezi. Nu, deci mi se pare... Scravia, de exemplu. De fapt, asta discutăm. Da. Uite o chestie normativă ca să... să în așa pare fel încât să fie valabil pentru toți. Să ajungă la toată lumea. Și sclavia nu, și... Nu se poate. Și ca să înțelegi ce nu se poate, pune și religiile aveau nevoie de dublu, de o relație de putere dublă, chiar hegemonică, dacă e să ne gândim, între om și zeitate. Da? Ei erau supuși. Credințe, da. Da, dar zici, la om merge să le mai schimbi. Cred că v-am zis că de aia păi tocmai asta e ideea, că dacă te gândești că la om merge să schimbi rolurile, introduci un factor arbitrar. Avem nevoie de schimbare. Cât de des? Păi, dacă ducem la limită, nu, tot timpul. Ale. Da, exact, pentru că altfel cum alegi timpul ăla? Trebuie aplicat tuturor. Tot timpul. De exemplu, dreptul tuturor, tot timpul. Drepturile naturale, da, asta nu vei spus. Păi asta e. Pentru că altfel ai o variabilă. Nu e o constantă care merge perfect peste tot la fel. E tot timpul, doar că se schimbă la 5 ani. E, până la doar că aveai dreptate. Schimbarea e permanentă. Nu mă gândesc la drepturile naturale. De ce sunt universale? Se aplică tuturor oamenilor. Mm-hmm. Mă gândesc dacă și... Dar și în trecut și în viitor și când o să mai trăim noi. Tot timpul. Da. Pe când astea poate să mai schimbă. Stai că nu la 5 ani, la 2 jumate timpul de buclă de schimbare. Plus că asta e genul de scenariu din ăsta de The Purge sau uneori... Adică e mișto, putem să facem niște super filme. Da, uneori societatea nu. Societatea cu două caste care la 5 ani se schimbă între ele. Știi? Wow, tot fel de implicații. Da, ceva de genul oricare fix. Bine, uite, teoretic, apropo de chestia asta, din punct de vedere istoric, tocmai ăsta era un outlet în societățile tradițional creștine medievale, da, aveai ziua nebunilor, nu? Mm-hmm. Ziua nebuniei. În care făceau mișto de rege, de toate, tocmai pentru a oferi acest outlet, că altfel se acumula și exploda. Auzi, de bușeu. Exact.
Stai, ce vreau să zic eu, că ai o bază neapărat, dacă trebuie să zici, vai, nu putem să... Deci n-ai bine și rău. La nivelul abstract de oameni, nu asta ar fi chestia normativă. Nu ai cu adevărat bine și rău absolut, cum pe la religii ți se spune, ăsta e binele, cum zicem noi zei, și rău. Mai. Și în libertarianism, nu, hai. Nu, stai, înainte de libertarian. Nu, ideea e, putem să ajungem la... La ce putem să ajungem dacă... judecăm de la zero, deci nu vorbim de libertarianism. Hmm. Dacă luăm de la zero, așa, la ce putem să ajungem? Și bineînțeles că eu sunt înclinat, mi se pare că ajungi la libertarianism, dar... Aici anticipez că el o să discute mai încolo, păi, da. Sursele, izvoarele dreptului, ca să zic așa. Domne, care pot? Păi tradiția, gândirea și nu știu care. Hey, dar mie mi se pare că... Emoțiile, parcă. Mie mi se pare că... Dar mi se pare, tot trăiesc cu impresia asta, că poți să deduci, mi se pare că nu ai cum să hotărăști altceva ca om. Deci tu ce trebuie să faci? Stai, că am, I have it. Zi. Deci omul nu poate decât să aleagă. Asta deja e o chestie naturală. Da? Ca să încercăm să propunem o chestie universalizabilă, ce o să universalizezi? Ca fiecare om să poată să aleagă. That's it. Și ce asta ce? Asta e libertarianismul. Fiecare om să omoare poți universalizarea? Ce? Asta. Ce să omoare? Alt om. No. Păi, picăm în aceeași discuție, bă, ești de o parte sau de alta a acțiunii. Toți asta vreau, păi, să nu. Asta nu e distinția între distinția între rațional și rezonabil. Deci rațional e cum zici tu, poți să propui orice și poate fi teoretic universalizat orice dacă n-are greșeli logice. Da, continuare, că dacă ea sunt demenți, e rezonabil. Deci o chestie, Evident. O acțiune, ca să fie universalizabilă, trebuie să nu conteze de ce parte a acțiunii te afli. Nu, contează. Păi eu a zice că la un băr contează. Nu, e valabil și pentru... E valabil pentru orice om, știi? Orice om are dreptul să... Fii atent, Costel. Uite, avem o comunitate, eu, și spunem, oricine are... Eu nu te agresez ce pe tine. Ce pace ar fi acolo? Eu nu te agresez pe tine, tu nu mă agresez pe mine. Efectul e același. Da? Tu ai dreptul să mă omori pe mine, eu am dreptul să te omori pe tine. Da. E același. Da, dacă mă apuc să materializez... Nu contează, acțiunea în sine... Să faci o dezechilibru. E diferit. Nu contează. Da? Eu pot să materializez... Că și aici discutăm, iarăși, pot să materializez acțiunea de non-agresiune nefăcând nimic. Da? Apă, când aia pur și de simplu alegând să nu agresez. Da. Da? Cealaltă e un drept pozitiv. E un drept pozitiv. Bună, da. El se materializează printr-o acțiune pozitivă, nu printr-o acțiune negativă. Înțeleg că tu dai dreptul la toată lumea. Da, am zis, dar dacă nu poți să-l folosești, aha, ce rost are? Că ești întrerupt. Păi ești voi s-a omorât. Păi... N-a pus să-l folosești. Da, am oricum. A, dar dreptul la... Păi de cu dreptatea. Păi da, asta spun. Dreptul în sine schimbă, scuză-mă, acțiunea în sine la care ne referim, schimbă situația omului în sine, pe când acțiunile care sunt de fapt non-acțiuni, nu schimbă cu nimic situația omului. Numai astea pot fi universalizabile. El are drept. Chiar mort fiind. Nu, dar Vali argumentează pe cum verifici. Deci, ok, ai drepturi, ele am în abstract amândouă la fel. Și principiul agresiunii. Contează și conținutul. Și apă și nă apă. Pe care îl normezi. Și după aia cum verifici dacă lucrurile astea sunt... Păi ce să verifici, că așa le-ai dat din servă, știi? Înțeleg că așa le-ai dat din servă. Deci ai formulat principiul agresiunii maxime. Deci oricine are voie să moare pe oricine. Da. Da. Și orice om are dreptul ăsta, știi? Ce înseamnă un drept? Permisiunea de a face o anumită acțiune. Așa. Orice om, chestia asta. E universalizat. Încă o dată, să deții ceva. Inclusiv ăla mort are acel drept. Să deții un drept conceptual. O să-l lase prin testament. E o diferență. Da. Să deții un drept conceptual e universalizabil. Da. Dar noi nu discutăm despre asta. Noi discutăm despre acțiuni universalizabile, că etica în sine, despre care vorbim noi, este ce ai voie să faci. Adică nu trăim doar în abstract. Adică avem abstracțiuni, plăinuim viitorul, tralala, da. Dar
Vorbim de acțiuni. Vorbim de acțiuni. Adică, de fapt, cum e? Nu principiul non-agresiunii în sine e universalizabil, că dacă vrei să te gândești așa, orice principiu e universalizabil. Nu partea de principiu, ci partea de non-agresiune că este aia care e universalizabil, care contează. Un principiu în căutarea unei politici. Nu? A principle in search of a policy. Deci noi căutăm policy, că, de fapt. Da, ca să întorc. Cum verifici? La... E bun principiu? Păi ce îți rezolvi? Ce iese? Ca policy cum iese? Păi unii mori. America, îți place America? Păi un principiu nu-l agresiv. Îți place că văd că lumea face coadă. Era mișto mama aia când se aduce reproșul ăsta libertarienilor, că sunt nerealist, sunt naiv, sunt nu știu ce. Ce-au făcut vreodată libertarienii? Ăștia răspundeau creștinții americani la ce poate mai doriți și nu, dar stai puțin, că mă gândesc. You mean besides America? Stai. Deci noi ce ziceam? Deci ai un principiu fundamental libertarian care, am mai zis-o noi, permite unor oameni să-și facă societăți socialiste, dacă vor ei. Sunt așa numite socialiste. Mă rog. Asta e o discuție mult mai grea. Un drept adevărat. Dacă socialismul chiar există, socialismul ăla, sau dacă e doar un comunalism. Care, în clipa în care e comunalism consensual, e libertarianism, de fapt. Nu, dar asta e o durere mai mare, că undeva Hoppe zice că dacă ai un drept din ăsta la proprietate, aici în introducere zice, tu nu poți să renunți la el, zice. Deci tu ori ești proprietar, ori nu ești proprietar. Și odată ce ești proprietar, nu poți să poți să-ți retragi acordul față de alți proprietari, schimburi, da, înțelege? Dacă tu nu primești romii acolo, ăla nu e nazi. Nu, dar ce vreau să zic este că mi se pare că în abordarea asta a lui nu mai ai așa panta asta alunecoasă în care și eu am bătut pe ea de multe ori, în care ai un buchet de drepturi și poți să renunți la o bucățică. Și ideea e că ai putea să ai societăți care zic vrem voluntar. Deci intrarea e voluntară, dar după aia înăuntru acolo e socialism de la coercitiv. Deci vrem voluntar să ni se ia taxe cu forța. Și tu zici, da. Deci semnezi, ai intrat, da. Mai poți să ieși, dar și seamănă cu chestia aia, cu vândutul. Știi? Că practic îți vinzi o bucățică din drept. How is that nu e socialism. Dacă e chestie voluntară, nu e. Da, păi nu de intrare. Dar la început, nu. Problema lui Alex era dacă ieșirea mai e voluntară. Trebuie să ieși forțat. Depinde ce ai semnat acolo. Păi, asta e ideea, că nu contează ce ai semnat. Adică teoretic Hoppe zice aici, că, da. Teoretic Hoppe aici oglindește două dintre argumentele lui Rothbard pe care le-am făcut în Etica Libertății. Primul dintre ele era faptul că nu poți să te vinzi pe tine. Și al doilea era dreptul de răzgândire, care ele sunt puse împreună. Ideea pe care o pune Hoppe aici mi se pare foarte, foarte bine spusă. E vorba de cedarea de o discuție în jurul jurisdicției. Da, da. Omul are jurisdicție ultimă pe proprietatea lui. Statul încalcă această jurisdicție impunându-i jurisdicția sa asupra lui. Și Hoppe zice că nici măcar în teorie nu ai putea să concepi într-o lume libertariană proprietari care să cedeze în perpetuitate jurisdicția asupra proprietății unei agenții de protecție, de exemplu. Sau statului, adică, practic, sau altui om. Sau practic e același lucru cu situația pe care a spus-o Alex mai devreme, în care tu intri voluntar în socialism, da? Dar nu mai poți să mai ieși. Nu! Nu există așa chit ceva. Pentru că dacă nu mai poți să mai ieși, atunci înseamnă că ai cedat jurisdicția respectivă și nu mai ești tu proprietar acolo. Da, și ajungi în discuția aia cu sclavia. Adică poți să plătești, poți să plătești daune, clauze de ieșire, whatever, dar ideea e să poți să pleci de acolo. Mie mi se pare că soluția asta se rezolvă evident cu un arbitru privat, că tu poți să ai contracte care n-au clauză de ieșire și tu te duci la arbitru și zici, am fost mare bou, fost un mare bou, nu am făcut clauză de ieșire. Și arbitru zice, bă, da, ca să fie un contract,
totuși, asta e contract theory, nu intrăm acum acolo, dar, că nici nu știu, dar zice, trebuie să ai fost un mare bou, n-ai pus clauză de ieșire, dar ca contractul să fie valabil, ca ambele părți să poată să ceară respectarea contractului, trebuia să aveți o clauză. Chit că era idiotă, dar nu exista. Dacă nu exista... Și na, în funcție... O fac eu că s-ar fi... Exact și asta. Și în funcție de prejudiciile pe care le aduci omului prin ieșirea ta din contract, fără să ai făcut, arbitru poate să-ți dea o clauză de ieșire care să te facă să te răzgândești. Să zici, bine, mai bine mai stau. Adică decât așa, mai bine nu. Adică e posibil și asta, dar ideea e că tu ai, în clipa de aia, ai o opțiune. Da? Ți s-a impus, ți s-a stabilit o clauză de ieșire față de care ți-ai dat acordul când te-ai dus la judecător. Asta e. Acum alegi. Ai... Câteodată trebuie să alegi și între două rele. Nu se poate întotdeauna. Că s-ar putea să fie tot ales rele în timp și acum ești sub apă. Da, și mă rog. N-ai de ales. Mă rog. Vreau să zic o chestie, că de multe ori oamenii zic, bine, bine, și tot timpul voi pasați problema. Păi vă duceți la arbitru privat. Păi și arbitru ăla, păi ce valori face? Sau cine îl ține? Nu cumva e și ăla reglementat de cineva? Deci vă trebuie din ce în ce mai sus. Nu se poate să scăpați de ierarhia asta. Și stai, o ierarhie. Și o să ai o ierarhie. Dar ierarhia, unul, că într-o lume liberă, care e ținută de oameni liberi, oameni care vor să fie liberi, să mai precizăm, că o să... Cum o să... Stai, fac o paranteză în paranteză. Cum faci... Eu cu tine vorbesc. Cum faci o societate liberă? Păi cu oameni liberi. Păi cum o să fie oamenii liberi? Păi trebuie să vrea să fie liberi. Foarte mulți oameni care nu vor să fie liberi. Ei cu doar din gură, așa zic. Da. Adică da, nu sunt dispuși să consume energia necesară. Încă. Eu nu cred că e imposibil. Nu văd miza. Astăzi nu sunt pesimist. Nu văd miza. De ce nu citești oamenii? De ce nu citește un om medic al libertății să uite la Digi sau să uite la Simion? Nu cred, nu îi se pare... Dacă ne gândim la preferința demonstrată, estimarea lui e că uitându-se la Digi, unde vede niște prostii, la Ian cu brânză, sau uitându-se la Simion, sunt mai, nu știu, mai importante, mai nu știu ce, mai relevante, știi? Citind rog, dacă îți dai seama care sunt niște prostii, niște socialisme, nu s-au rezolvat niciodată nimic. Ne certăm ca chiorii pe niște persoane care nu vor schimba nimic, diferențele sunt minimale între personajele alea, știi? Schimbările de aici vor veni. Rezistența prin cultură, știi, din chestia asta culturală. Ea și citește Rothbard. Cea mai importantă, Etica Libertății, e cartea cea mai importantă din libertarianii. Mai importantă, da, unde ca manifestul, ca orice. Ia și citește acolo și să vezi că ești ca Neon Metric, știi, deci nu vine să crezi. Dom'le, chiar așa? Și asta și din experiența noastră sau din conversațiile cu alții, asta a fost reacția. Wow, chiar deci așa, impresia, da. Impresia că ai ieșit din mediu. Cum? Taxarea e furt? Sau chestiile astea care, na, sunt locuri comune în libertarie. Aici, da. Cum? Chiar așa? Și ideea e că oamenii sunt, chiar și ăștia care sunt reticenți la libertarianism, simt că e ceva adevărat acolo, știi? Papagalii care repetă clișele. Altfel nu i-ar deranja atât de mult. Da, da, ar fi, ar zice, ha-ha-ha. Îi creează un disconfort. Păi era unul... Uite, era chestia cu Felix Grișan, nu știu ce, unul venind de la secretar de stat sau nu știu pe unde. Și vine vorba asta de taxarea furt și el zice, da, dar e un fur care ajută. Dar ideea e că îți concedea, știi? Da, dar e un rău necesar și nu știu. Adică ideea e să nu... Asta să fie baza discuției, știi, premiza asta morală. Taxarea este un fur. Și după aia discutăm tot felul de politici, de... Uite, cred că sunt în stare să fac o distinție. Deci, uite de ce... Țin mereu să folosim cuvinte cât mai precise și nici mie nu-mi iese, da, principiul e bun. Să folosim cuvinte cât mai precise. Deci zici, e un rău necesar. Lumea se gândește la o injecție. Injecția e un disconfort necesar. Nu e un rău. Centura de siguranță. Păi când dacă ne-am hotărât că este un rău, ăla e un rău. Ăla nu trebuie făcut. Deci ăsta e un... Contradicție în termeni. Rău necesar. Rău nu poate să fie necesar. Nu, right? E necesar că na, îți face evaluarea cu, uite, vine înțeleg, Putin, înțeleg. Vine Putin Exact. Trebuie să stabilești un scop
caz în care scopul respectiv da, e mai mare. Primează pe celălalt și nu mai, nu, dar contradicția rămâne, ăla nu mai poate să fie rău, devine bun. Devine, bun da, în, raport în cel mai rău caz devine un disconfort. Și el admite că e rău, și el admite că e rău. El admite că e rău în raport cu alt scop, dar faptul continuă să-l facă înseamnă că e, înseamnă nu, că nu. E bun. Adică înseamnă că ierarhizează scopurile da. Diferit. Da. E mai bun decât exact, mai mare. Exact, exact. Adică problema din cei care fug din Omelas, da? Da. Avem un oraș fericit, dar trebuie să schingim un copil. Da, se întâmplă, spoiler alert. Da. Ce un film asta? Nu, e o novelă. E o novelă care merită citită de toată lumea. O să fie, cred, un link jos în descriere. E în engleză, pune și voi mâna pe Google Translate. Nu, dar ideea, uite, sau pe cea GPT. Nu-i lungă, are vreo 10 pagini. Te scutește și te disconfortă asta psihic, știi, că zici ce, de ce să pierd timp să citesc, bă rog, altă treabă n-am, știi? Uh-huh. Dacă ești patron, de exemplu, uh-huh. și ai chestia asta de vină, că ești rău, chiar dacă ești mic, ai o consinație și ai senzația că ești rău. A spus socialiștii că ești rău, că le-ai luat mâncarea de la gură, știi, săracilor sau nu știu. Citind Rothbard, vezi că nu e chiar așa, știi? Uh-huh. Vezi că, de fapt, ești o victimă, știi? Ești frecat de stat, ești furat de stat, ești sau poate ai reușit să nu fii o victimă, dar măcar ești un agent creator care face ceva în societate. Nu mai ai sentimentul ăsta de, de vinovăție, știi? E și o chestie de cunoaștere, înțelegând raționamentele astea economice, nu știu, salariul minim creează șomaj sau controlul prețurilor creează pe noi, e o chestie de cunoaștere, chiar dacă n-am schimbat lumea niciodată, să zicem că rămânem un milion de ani, rămânem în social-democrația asta, e o chestie de cunoaștere, domne, știu cum este, știi, chiar dacă nu pot să schimb lumea, și nu e așa că nu se poate schimba, dacă ne aducem înainte de discuțiile alea de la acum, o să mai schimba locurile, deci nu. Da, e adevărat. Ce vreau să zic mai devreme era că vorbeai tu, Vali, de ziceai că judecătorul și mă gândesc că oamenii, din nou vreau să precizez, oamenii de multe ori își pun ținta asta axiomatic, așa, doamne, omul nu poate să trăiască singur, trebuie să trăim în societate, cum vreți să ne înțelegem, cineva asta. Trebuie să dicteze și ori. Noi vrem asta. Ok, totul până la ultima parte. Exact, da, exact. Totul până la ultima parte. Totul până la ultima parte. Nu. Și ideea este că, păi și ce faceți voi cu regulile astea în care fiecare se asociază cu unii, își fac ei niște super găști și alții nu o să respecte regulile astea, chit că ele sunt cele mai logice, le-ați explicat, am înțeles, dar unii nu vor deci să... Deci ce faci azi? Exact. Uite, asta e o chestie fundamentală întotdeauna. Când conflict, cineva zice, ai conflict. Ce faci azi? Da. Când îi zice asta? Păi exact. Da, drumul în libertarianism ar fi așa, nu strâmbe. Și cum sunt frate azi? Că am făcut o oră până la păci, știi? La orice, păi da, energia ar fi și cum e azi energia, știi? Păi... Nu știu, am cumpărat niște teme, da? Nu, da, nu spune problema asta. Saul parcă zice asta. Deci când evaluează piața liberă, îți ia un standard perfect. Și normal, cu o chestie perfectă, nu, piața liberă nu poate, da, nimic nu poate rivali cu o chestie perfectă. Când ia statul, nu mai e... Să va. Bine că l-avem, știi, deci... Da, ai două chestii. Unu, coordonarea la nivel înalt de complexitate în care dar cum s-ar face drumurile? Păi, se coordonează. Nu, dar du-te în Oșan, știi? Cum s-au coordonat? Exact, cum s-au coordonat? Păi m-am dus și am zis, așa se coordonează. Trebuie să dai și exemple de astea. Că așa sună, nu știu, principiul homesteading-ului. Ce-o fi, frate, ăsta? În engleză, știi? Principiul self-ownership-ului. Mă doare că fi mai rău, știi? Principiul non-agresiunii. La ăsta parcă înțeleg ceva. Nu, libertarii îmi văd așa. Există schimburi voluntare. Când te duci la Oșan și cumperi o ciocolată, era un schimb voluntar. De ce? Nimeni nu ți interzice să cumperi ciocolate, nimeni nu te forțează. Încă. Nimeni nu ți interzice încă să cumperi ciocolată. Asta? E un schimb voluntar. În cazul vaccinării obligatorii, să zicem, nu e un schimb voluntar. În cazul taxării, nu e un schimb voluntar. Aveam eu nevoie de niște servicii de apărare și m-am dus la stat și bună ziua. Am făcut schimbul ăsta. Nu, el mi-a banii oricum. Știi? Da, el nu m-a întrebat dacă... Poate sunt pacifist, poate nu vreau să mă apăr nici... defensiv, știi? Tot pe verificarea asta cu ce se întâmplă astăzi, eu voiam să zic de conflicte, că era vorba de justiție mai devreme. Vai, ne ducem la un arbitru. Ah, vezi, tot timpul scăpați cu arbitrii ăștia.
Păi ce faci dacă unul nu vrea să meargă la arbitru? Ce o să se întâmple? O să se întâmple conflicte. Deci dacă nu, dacă trecem de nivelul de discuții, de argumentare, nu? Că asta e și unul din punctele lui Hoppe în general, nu? Etica argumentării. Deci câtă vreme vorbim, suntem prieteni. Chit că nu suntem de acord. Da. Păi și ce se întâmplă dacă nu suntem de acord? Păi o să ai conflict. Eventual ajunge să fie fizic. Asta se întâmplă în mod natural. Deci, depinde, eu o să văd ce vrea celălalt și din cum se comportă. Eu nu pot să-i impun, eu pot să-i zic ce cred eu, că e logic și corect și drept și tot ce vorbim noi aici. Dacă el nu e de acord, aia e. Păi și cum verificăm? Păi n-ai cum să verifici. Nu ai cum să verifici. Poți să verifici, poți să încerci să verifici cât mai logic, poți să descoperi lucruri noi. Dar odată ce am lămurit deja că statul nu face schimburi voluntare cu subiecții... Nu, că poți înțelege nesiguranța asta, dar nici frica ta să... Deci auzi de una, erau discuțiile alea cu vaccinul. Jess, nici nu vrea să audă opinia. Deci era din tăpărea, știi? Uh-huh. Isteric, alarmist. Deci nu vrea să audă realmente, știi? Da. Păi, ăla este genul de om care o să cadă în nu afara se va uita la noi niciodată. Nu, dar o să cadă în afara argumentării. Și atunci când o să vină camionul să-l măture de pe stradă, o să regrete, dar va fi puțin prea târziu. Și nu că hai să zicem că n-aduce argumentul ăsta că o să picăm în azin și nu știu. Chiar și acum de statul îi fură unui muncitor sărac, îi fură jumate din salariu. Deci nu e... Astea nu sunt SF-uri. Nu e o bagatelă, sunt da. Sunt realități. Uh-huh. Deci oamenii plătesc pentru această ignoranță, știi? Faptul că susțin social-democrația înseamnă că îți fură jumate din salariu, știi? Tu, patron, care vrei îmbunătățirea colectării, de aceea îmbunătățirea colectării sau menținerea ei, să zicem că nu se îmbunătățește, tu plătești o grăză de bani acolo. Deci dacă ți-ai face un calcul cât ai dat la stat, o să vezi că începe să îți dea lacrimile un pic. Se strânge. Da. Da. Recomand, faceți un calcul dacă adică sunteți patroni, așa, cât ați dat la stat. Dar am zis, chiar dacă nu schimb lumea, cel puțin știm care e, nu știu, adevărul, dreptatea, știi? Sau are sens chestia asta ca teoria dreptății? E o aberație să spui că interacțiile între oameni trebuie să fie voluntare, știi? Deci să o societate în care toate schimburile să fie pe modelul ăsta. Sau e mai bine cu o societate bazată pe forță? Gen militar în care, nu știu, libertarienii merg pe prima chestie. S-ar putea să fie, am mai zis eu, s-ar putea să fie și o chestie de temperament, de personalitate sau chiar de, ia, glumă, sau poate chiar de gen. Există un gen de oameni cărora le place să fie forțați. Nu cred. Era o glumă. Torcându-mă la ideea care să zice că, uite, de exemplu, dacă stăm să ne uităm la toate animalele astea domestice, da? Dacă mâine ar dispărea oamenii de pe pământ, da? Toate animalele domestice ar duce-o ceva mai rău. Unele ar duce-o atât de rău încât ar muri și unele s-ar descurca și n-ar mai fi domestice. Nu cred că ar dispărea însă complet găinile sau vacile sau nu, s-ar adapta, reveni la forma aia care era sălbatică, adică partea sălbatică din ele, partea, să spunem, nesocializată, dar există încă acolo. Da? Ok, poate că ar descoperi zborul, găinile, de exemplu. Nu e imposibil, că n-ar mai fi îngrășate de oameni atât, ar avea alte proporții și ar putea să se apere. Să mai zbori de, un pic, da. De prădătorii naturali de care sunt apărate astăzi prin garduri, câini și alte adică chestii trei, aduse de oameni. Da, ar fi puțin altfel, dar cel mai probabil ar trăi. Însă, dacă iei un animal domesticit astăzi, l-arunci în pădure, n-are aproape nicio șansă. Aproape nicio șansă. Cu mare. 99,99 da. Îl mănâncă cineva. De asta am zis. Aproape. Da. Eu sunt de părere că oamenii în sine se nasc liberi. Uh-huh.
La societatea. Sunt domesticiți în primii ani de viață. După care, în primii 4 ani de viață. După trebuie. Care, pentru unii au o șansă să înțeleagă condiția, să abstractizeze unele lucruri și să revină la statutul de oameni care măcar recunosc că trăiesc într-o societate care îi ține sclavi sau șerbi, cum preferați, da? 70%, 80% lucrez pentru stat. Ok, în România sunt alte numere, e ceva de genul, mai degrabă spre 70%, tot, nu mai chiar 80%, au mai scăzut taxele de când am făcut calculul ultima oară. E, și tu când vii și îi propui libertatea pentru ceilalți care nu s-au trezit, nu au recunoscut ideea asta, tu vii și propui libertatea, pentru el arată exact în felul următor: tu ești animal domesticit, vreau să te iau și să te arunc în pădure. Uh-huh. Normal că ăla își face calcul și îi dă cu minus la greu. Noi nu propunem asta, dar multă lume nu înțelege. Da, compară chestia asta. Da, nu știe, nu știe. Nu e capabil să iasă din paradigma pe care a învățat-o. Da, asta i-a zis și sistemul educațional, știi? Da. Că alegerea între social-democrația asta, nazin sau cine știe ce nebunii. Sau Mad Max. Da. Știi? În timp ce libertarienii zic, nu, alegerea între o chestie tip-leader, interacționezi voluntar, pașnic, sau una între care interacționezi agresiv. Asta e alegerea, de fapt. Adică între libertarienii, societate voluntare și... Uite, de exemplu, și chestia asta nu e, se vede și la, că citează aici Pope, se vede și la percepția pe care avea Mises asupra anarhismului. Uh-huh. Dar pentru el anarhismul era o comună de hipioți în care toată lumea se ținea de mână și cânta frumos. Asta în cazul bun. Cazul în care nu spunea că anarhismul era o chestie super violentă. Nu se așa la hippie. Nu se gândea la hippie. Deci fraza... Hai zi și ideea e că și de acolo lui a rezultat că trebuie să păstrăm statul. Da? Da. Mic, dar nu știu ce. Ai fost la un pas, Andrei, știi? Era o replică din asfalt angol. Nu se referă la hippie. Deci fraza asta apare în Liberalismul, care e scrisă prin 27. Nici vorbă de mișcarea hippie. Se referă la anarcho-comuniștii din secolul XIX. Și pointul lui care era? Deci ei credeau că violența apare din păi instituții. Da, o să ai o chestie de armonie. Știu că nu putea să gândească la hippie, dar e oarecum... prin extensie. Pe de altă parte mă mir de, uite, toți se înțeleg, nimeni nu o să vrea să facă, nu o să mai existe hoți, nu există rău. Rău e artificial, e creat de instituții și de instituția proprietății private. Dispărând asta, terminat, e boierie. Credeam, ironic zis boierie. Asta e argumentația. Rău nu e natural, libertarieni sau dreapta, asta spun. Nu, rău e natural, deci nu e... Poți să pui tu orice fel de instituții, inclinația către rău va exista, deci nu dispare. Bine. Și ideea n-a făcut, și așa Mises avea dreptate, știi că, bine, oricum, că nu o să dispară rău. Pe de altă parte mă mir la el că l-a cunoscut totuși pe rol la New York, la seminarul ăla, n-a... Era și bătrân. N-avea 80 de ani, îți pierzi. E mai greu idee la vârsta aia. Da? Nu. Bine, întrebare dacă rău nu cumva e doar absența binelui. Așa, da, cum, așa cum întunericul e absența luminii. Este, sunt aha. Ca și adevărul și fals, sunt duale. Dar na, te mir de ce... De ce n-a susținut, știi? Libertarianismul. Păi poate că a avut atitudinea aia părintească cu eu am o vârstă, acum mai luptați și voi, mă, copii. Și oricum s-a văzut schimbarea asta de generații, de exemplu, între Milton și David și Patrick. Au devenit din ce în ce mai anarhiști. Nu. Ok, nu știu acum ce o să întâmple mai departe. Sunt și argumente de astea de emoționale, că nu vrei să tot așa să sperii lumea. Să nu... Poate fi și cu ăsta, dacă el avea atunci, nu știu, 70-80 de ani, nu. Un alt lucru care mie mi s-a părut interesant la asta e ideea pe care o subliniază, mi se pare
nu-mi dau seama acum dacă vine de la Hoppe sau vine de la Lord Badenstein, dar cred că vine de la Hoppe. În domeniul adevărurilor non-ipotetice, ce înseamnă asta? Ne ajuți tu? Adevăr non-ipotetic. Necesar. Da, adică nu... Fără de care nu se poate, da? Uh-huh. Chestii care rezultă din, lege. Lume. Sinecvanon. Lege naturală, da. În domeniul ăsta nu o să descoperim noi vreo chestie nouă a generațiile curente. Adică majoritatea lucrurilor acestora sunt cunoscute de mult. Poate datoria fiecărei generații este... Să le redescopere, să le reînvețe, să le reînțeleagă și lucrurile tind să o ia în rău atunci când le uită și să se ducă și demonstrabil în bine atunci când le redescopere. Exemplul cel mai la îndemână este Renașterea. Când au redescoperit filozofia din Antichitate și... Wow, ce bine a fost. Ok, s-au întâmplat și mai multe lucruri în jurul Renașterii, nu intrăm în detalii, dar când se uită unele lucruri, precum e rău să ucizi, toți oamenii sunt la fel, o lege justă e justă pentru toți oamenii, nu doar pentru tribul tău, apar chestii cum au fost războaiele mondiale, mișcări de epurare, genocide... Chestii de genul. Când uită lumea să descopere chestii care teoretic ar trebui să fie de la sine înțeles. De chiar cum ai zice apropo de universalismul ăsta, că oamenii n-au principii. În ce sens apropo de el? Nu, gândește-te la un om care nu e permisiv pe restricții, dar nu e permisiv pe celea în Ucraina. Da, nu are, nu funcționează pe principiu. Adică nici al agresiunii, nici funcționează al... după toane, sunt tonul roșu, moftul roșu. Are intuiții morale diferite sau da. Economice. Și nu-și bate capul să le rezolve. Adică... Auzi, dar nu vede conflict. Păi asta zic, nu-și bate da, capul. Dar nu poate nu vede conflictul. Eu cred că uneori văd conflictul. Dar oamenii de multe ori... Îl evită. Oamenii știu că e bine să te speli pe dinți în fiecare seară. Cel puțin în fiecare seară. Nu știu. Se întâmplă să mai sară rar. Se întâmplă să mai sară peste... chestia asta? Da. Își dau seama că au sărit? Își dau seama că au sărit. De ce au sărit? Au, pun deasupra altceva. Unii nu-și dau seama. Unii nu-și dau seama. Da, un aurist își dă seama că asta încalcă o libertate? Nu, ca să-ți dai seama trebuie să ai niște principii, într-adevăr. Păi asta e întrebarea, dacă oamenii... Nu pot spune că funcționează pe principiul agresiunii. În care situații în care favorizează libertatea, știi? Favorizează... Da. Eu de-aia ziceam că e o atitudine inginerească. Deci un principiu îți informează alegerile. Ce fac? Vreau să tai un unghi de 90 de grade. Nu tai cum mi se pare mie că e frumos azi. Îți dă predictibilitate. Da, îți dă ceva durabil, o sustainable, da? O chestie care se întâmplă așa cum vrei la tu. La libertarian ai 2-3 intrigi, dar pe 99% știi răspunsul, da. știi că ea vor, nu știu, dacă pui o chestie pe protecționism, știi că 100% vor fi antipo. Cheia pentru mine, da, ca început știu, la o discuție despre etică, este că, na, cu ce se ocupă etica? Păi, ce am voie eu acum și aici, ce am voie să fac și ce n-am voie să fac? E o chestie pe care oamenii mereu o aleg non-stop. Că mai ai genul ăsta. Haideți mă băieți, ce facem aici? Filozofie? Omul alege în fiecare zi ce e bine și ce e rău de multe ori pe zi pentru el. El face filozofie. El face filozofie asta non-stop. Asta zicea și Aristotel. Că... Practică filozofie. Bravo. Exact. Practică, da, dar nu discute. Alegerea e informată. Da. Nu, dar nu discute. Și atunci ideea este... Ca să leagă cu ce ziceai tu, de ce unii uneori fac așa, uneori fac altminteri? Pentru că nu se ajută de niște instrumente. Nu e, e ca la scule, când construiești ceva. Dom'le, trebuie să am un unghi, trebuie să am un raportor, trebuie să am niște scule care mă... Clivajul ăsta apare cunoaștere, și la niște scule. Apare și la cărturari. Deci tu de socialdemocrația, dacă permite aia și nu permite aia, știi, la fel. Uh-huh. Deci apare chestia. E ca și cum ai avea mai multe feluri de instalatori. Și unii ar zice
trebuie să pui un robinet, alții ar zice nu trebuie robinet, poți să gâtui așa furtunul. Și nu mai curge apă. Ok, ça va. De unde poate veni asta? Uite că n-am pomenit de asta. De ce n-a avut Rothbard succes? Rothbard era un clasic, știi? Credea în adevărul absolut. Dom'le, dacă e adevărată, e adevărată. Nu știu, dacă legea cerii și oferte adevărată, e adevărată și în Grecia antică, și în anul 3, oricând va fi adevărat. Ei, atitudinea asta nu e la modă. Uite, deja când scria Pope prefața, dar de mult. În tot secolul 20 a fost relativist. De dacă ești universalist, ești nazist. Asta era problema naziștilor, că erau universaliști. Nu era. Nu era. Universaliști. Aveau atât, pretindeau că sunt universaliști. Deci etica lor era universală. Știi, evreii aveau aceleași drepturi ca și nenții, să zicem. Asta era etica. Mi se pare corect această evaluare a situației sau nu? Că... Bine, cred că au în vedere o chestie de genul că ești ți-e atât de mult la principiile alea, încât te omorâști. Cred că asta au în vedere când spun că ești extremist. Păi, universalismul duce la chestia asta. Știi? Nu poți să omori, adică nu poți să omori fără să faci o agresiune. Și dacă e defensiv, deja discutăm de altă situație. Deja este răspuns la o agresiune. Nu, mă gândeam la asta, la... Păi, am înțeles, dar de asta și spuneam că contează și principiul, adică lumea în sine oricum înțelege greșit universalismul în sensul că pentru ei universalismul este să se universalizeze o acțiune care are efecte diferite pentru A și B. Nu, cred că înseamnă fanatism. No. Terorism, nazism, știi, deci astea care, adică nu-și pot imagina că tu poți să crezi în principiul agresiunii sau în legea cererii și ofertei fără să pui bombe, știi? Sau... Da, mă rog, nu știu. Poți dar să asta te... e înțelepciunea mainstream, că e extremism. Și iarăși deci, aș anume zice... Da, când... libertarism e extremist, că absolutizează valoarea când aud ideea de să crezi în legea cererii și ofertei, mie îmi vine automat a doua chestie, să crezi în consistența materiei, adică în ce altceva mai trebuie să mai credem. Adică era principiul ăla, există o realitate externă, obiectivă, da, bun, din asta rezultă niște chestii. Dacă tu trebuie să, dacă e o problemă de credință, mie nu mi se pare că e o problemă de credință, e doar o problemă de aliniere la realitate sau nu. Da, vă învingere științifică. Sau metafizică, să zicem, dacă... Da, exact. Din natura realității. Uite, poate ți s-a adus obiecția asta pe Facebook sau... Păi ce, de ție adevărul absolut? În vreo conversație, zicem, nu-l dețin, doar l-am recunoscut. Ca fiind extern, e și... E perversă întrebarea, pentru că ea sugerează că tu ești dogmatic. Ce înseamnă asta? Da. Că tu nu te interesează ce spune Alexandru, dacă îți face o obiecție, ci nu te interesează faptele, știi? Rămân un prizonier, opiniile tale sunt... Al adevărului absolut. Sunt dogmatic, ești dogmatic. E fantastic dogmatic, cum oponenții libertății proiectează atât de mult. Nu, da, asta am vedere. Păi asta zic, da, că de obicei oamenii care te acuză de dogmatism sunt de obicei ei înșiși foarte dogmatici. A, că nu, da. Știi? Capitalismul e... De ce e capitalismul în Europa? Uite, era că l-a făcut nu știu ce. Stai puțin, asta înseamnă că nu e valid principiul în agresiv, nu ești... Sau cătăria misesiană a crizelor e greșită. Nu, Racul a făcut nu știu ce, a finanțat Liga Sudului sau nu știu ce. Deci asta ți invalidează. Păi da, Racul nu... Okay. Da, deci vorbim unul pe lângă altul. Da. Să zicem că Racul a omorât un copil. Asta ți invalidează principiul non-agresiunii? Nu. Evident că nu. Da. Ah, ok, hai să fac din nou distincția asta. Stai că vreau să mai zic ceva. Zici tu. Când zici că ești absolutist în sensul că tu crezi că legile alea sunt valabile în timp și spațiu, spațiu universal, deci legea cererii și ofertei valabile și în Bulgaria și în anul 3000, asta nu înseamnă că tu crezi că ele sunt neclintite, că nu ești receptiv, știi, la argumente noi. Poate, nu știu, apar argumente, ești deschis, ești open mind, știi? Da. Ori el îți sugerează că dacă ești universalist, ești și închis, știi, către... Da, e... nu te mai... Da, ești dogmatic, ești absolutist. Ori tu nu ești absolutist în sensul la care sunt irrevocabile. Nu, dacă vine cineva, nu știu, realizează ceva mai bun care, nu știu...
E mai, mai captează tare. Mai bine ideea libertății decât să zicem principiul în agresiunii. Nu mi se pare că ai ceva peste. Ești de știi. Ia să vedem. Hai să... Na. Oamenii ca Roda nu vor apărea prea curând, dar... Exact. De obicei însă lumea vine. Dar știi, și aici aș putea spune că pot să leg înapoi ideea asta altă. Dom'le, astea nu sunt adevăruri pe care le-am descoperit noi ieri alaltă ieri. Mm-hmm. Adică dacă tu vii și îmi spui că astea sunt greșite, ok, discutăm o vreme până când îmi dau seama de unde vii. Că, din nou, cum zice și Hope, băi, chestiile astea sunt adevăruri derivate din realitate și primii oameni le-au înțeles cu capacitatea lor limitată de a înțelege, da? The first man and the others, da? Le-au înțeles cu capacitatea lor limitată de a le înțelege și la un moment dat unii care au avut o capacitate mai mare le-au și scris, le-au și teoretizat. Era unul, Aristotel, nu știu dacă ați auzit de el, ok, n-a nimerit tot, da? Au mai venit alții și l-au completat după aia. Foarte bine. Dar nimeni nu s-a apucat să spună, de exemplu, că lemnul e albastru lunea și roșu marțea. Da? Dacă tu vii și îmi spui nu, că noi avem un sistem care e mai bun și asigură libertatea așa, dar pentru asta trebuie să cred că lemnul e albastru lunea, roșu marțea și vinerea eventual e făcut din apă. Ok, no. Dude. Take your medicine. Da. Dar nici nu sunt serios cu grea ateismul ăsta, pentru că... Da, ca să dacă mai, discuți ca să cu un postmodern, vezi că el îți aplică același leptism tot timpul. Ca să dacă el are relativism bune... El trebuie să admite că există jocuri de limbaj, contexte în care nazismul e valid, știi? Ca să-mi arate că e relativism pe bune. Corect, așa e, da. Pârât, e. Bine, dar ok, orice discuție cu un relativist nu poate să treacă despre următorul așa. Există un adevăr absolut? Nu. Este acest adevăr absolut? Faptul că nu există un adevăr absolut, adică argumentul clasic al lui Hoppe, contradicție performativă, da? Faptul că nu există un adevăr absolut este un adevăr absolut? O să zic că nu. Șah. Păi, ok, răspunsul este nu. Și atunci de ce ar trebui să continuăm discuția? Păi nu trebuie. Ce valoare mi-aduce această discuție? Continuăm conversația. Păi? Ca să nu existe conflict. Ca să nu existe conflict. Am zis mai bine. Deci pointul lor, da, ca să absolutismul s-a adus la Hiroshima și la mâșie. Tu devenind relativist, devii mai bun. Mai devreme acasă, mai... Da, da. ți-o iei, o mai și dai, e ok. Și întrebarea este, devin așa sigur sau relativ? Asta e intuiția. Adică... are rezultate predictibile sau mai mișcăm pe acolo? Relativ. Nu, da. Cazul ăsta. Relativ predictibile. Da. Relativ. Nu, dar să știi că e foarte ciudat. Dar foarte înțelepciunea și nu mai e doar în universități. Adică o vezi și la... Nu mai pune, dar nu e. Din alte periști. Vezi atitudinea asta, știi? Ești absolut. Dar ce ăsta e adevărul absolut, știi? Dar ce mise să deține adevărul absolut? Mă, nu știu, dar ești și vezi. Deci păi da, frige avem ca... Nu, dar nu știu, dar hai să-l verificăm. Dar problema lor este că nici nu poate să-l verifice, pentru că spun nu există. Deci ca să poți să verifici, trebuie să presupui măcar existența lui. Să poți să presupui, contextual vorbind, că ai un standard către care îl verifici. Ei? Nu fac asta. Păi exact. Și ăștia nu citesc decât nozic. Deci nu. Dacă ajung. Când te duceai cu crucifixul la Dracula. Auzi, deci stai puțin. Deci dacă de mult, deci dacă ai ceva. Am trei acum. Să vedem dacă le țin. Deci ai oamenii ăștia care zic, da, știi tu absolut. Și zici, bine, păi cum luăm hotărâri? Păi s-a format o majoritate în consiliu, nu știu de care, nu știu ce. Ok, ăstora le zici, îți plac dictatorii? Nu. Dar dacă dictatura este formată din o gașcă de oameni, așa, o majoritate... Păi nu, că aia e vocea poporului. Păi și, da, dar este dictatorială. Se nu comportă e dictatorială. Nu, că dictatura e unul singur. Adică te bat semantic. Da, nu, că dictatura, știi cum era un prieten de-al nostru care nu reușea să înțeleagă că dacă doi... oameni vor să aibă grijă de un copil care nu e al lor și să îl ia,
Zice, nu, că asta se numește adopție. Păi nu, că adopția este ceva făcut de stat. Eu zic, în afara statului. Natural. Nu, că asta se numește adopție. Păi, ok. Vezi cuvintele. Da. După aia. Da, e că după aia, contează foarte mult ce ziceai tu, că noi suntem deschiși la idei. De ce? Pentru că căutăm adevărul. Mai puțin la sociale. Da. Păi nu, le, nu să, le citim, dar să ne lasem pace. Să ne și preluăm. Nu, dar ideea este că ce facem? Căutăm adevărul. Și adevărul cum îl cauți? Verificând. Și ce ai zis și tu mai devreme? Trebuie să verifici un pic, mă, ce facem noi aici? Sunt lucrurile relative, așa, contează că au zis unii mulți, ok, mergem și noi cu aia. Foarte bine. Dar tot poți să verifici. Poți să verifici e bine ce s-a întâmplat sau nu e bine ce s-a întâmplat? Și binele lui, și rău l-am discutat mai devreme. Verificarea lui e țara de afară. Ah, ok. Da. Care e filozofia pe care trebuie să le de afară? Păi relativ din toate astea, știi? Păi și o ducă aia, o ducă. Asta e atâta filozofie, exact. Și tu dacă îi zici că Germania ar fi de 10 ori mai bogată, de 10 ori mai capuie o sărăcie, vai de mama, cum Germania? Păi e Germania. Nu aduce mașini au. Natura umană se manifestă și în Germania. Ei, și stai, scurt, ultima chestie este că foarte mult, în multe discuții, poți să ai o discuție despre ce e corect. Ce încercăm noi, nu? Ce e etic. Ce e corect. Poți să ajungi într-o discuție cu cineva să zică da, cu... de fapt nu, se trece peste. Deci îi demonstrezi că un lucru e corect, îl împingi cu un argument tare. Un argument din ăla, da. Și el zice da, și aici e alunecarea între două chestii. Zice da, dar ce poți? Da, zice da, dar ce poți să faci? Și eu vreau să zic că sunt două lucruri diferite. Noi discutăm despre ce e corect, iar ce poți să faci. E o plajă întreagă de lucruri pe care poți să le faci. Dar nu e deloc evident. Și aia discuție. Dar nu e deloc evident. E și aia discuție. Dar nu e deloc evident între ce e corect și ce se poate face azi. Era mai interesant dacă întreba ce pot să fac. Aia sunt. La persoana întâi, nu la pământul. Și dacă cumva te-ai întrebat ce pot să fac, răspunsul e, pune mâna, citește Etica Libertății, măcar așa, nu e o carte nouă, a fost scoasă în 1982, are deja 41 de ani anul ăsta, ca unii de la noi din emisiune. Asta e? Scrie clar, Orbat, e unul din oamenii care, nu știu, care scriu cel mai bine, scrie foarte clar, deci nu trebuie să, de exemplu, când vorbim de Heidegger, știi, oamenii... Da, nu-i filozofie. Se întreabă, ce a vrut să zică Heidegger? Și glosează și dau doctorate și grade și nu știu. La Wittgenstein, la fel. Ce a vrut să zică în pasă? Dar Rodbar nu prea există. Îți zice el. Dilemele. Zice el ce e clar. Ce a vrut să zică? A zis. Găsești. Da. Scrie foarte bine. Scrie foarte clar. Și ca dovadă a acestui fapt, e ultimul pasaj din introducerea făcută de Hoppe, este că chiar dacă cartea Etica Libertății nu a fost deloc plăcută de mediile intelectuale la vremea ieșirii ei, valoarea în sine i-a fost conferită de masele populare, în sensul că popularitatea i-a crescut pe măsură ce lumea obișnuită a aflat de ea. De ce? Pentru că scrie pe limba omului obișnuit. Da. Și te ajută să înțelegi. Și felul în care descoperi dacă a avut succes sau nu, păi astăzi mișcarea activă, vie, libertariană din Statele Unite nu este libertarianismul Nozick. Nu, umblă cu mize și cu Rothbard. Și ce au like-uri pe Twitter sau și de tot așa, parcă nu... Da, mișcarea de pe net și asta n-ai zice că... Asta e de o discuție și de strategie, știi, de bune schimbarea din interior, știi, adică faptul că scrii niște polisuri. Cât de receptiv sunt ea. Adică Ruckel și Wood zic că ea le aruncă la coș. Deci identul politic. Da. Deci dacă tu îi scrii acolo 20 de pagini, că trebuie să-ți restrângi feuda, cam asta e ideea, și că să câștigi mai puțin bani, tu ca birocrat de la Classic, Ce? Cum reacționezi? Ce îți prostii? Când cineva intră și ți-a ce al tău, știi? Nu, asta e o discuție. Mă rog, ideea e că
nu știu, eu mai folosesc comparații, ca și la o firmă. O firmă e disciplinată de consumatori, e disciplinată din exterior, nu din interior. Ei iau decizii dure în interior de tăiere, de nu știu ce, de renunța la anumite linii, pentru că așa zic consumatorii. Dacă băia n-ar zice nimic, s-ar merge status quo. Nimeni n-are chef să nu doarmă noaptea. La fel tind să cred că e și în politică. Votanții, dacă devin mai deștezi, mai nu știu ce, mai pretențioși, dacă votanții, calitatea votanților e, nu știu, la alegem pe Simion sau pe Drulă, nu o să ai. O să nu m-aș frica în ei. Simion sau Drulă? De fapt o să fie Ciolacu, da? Asta? Sau, care... cine, sau pe cine o să aleagă PSD? Deci, da, asta. Uite o chestie. Mie mi se pare că dacă tai un pic strâmb și gândești drept și înțelegi prin ideile astea pe care le discutăm noi aici, nici nu mai ai treabă Nu te mai consumi, ce ziceam. Nu te consumi, da, nu te mai consumi. La ziua alegerilor tu ești. Ce a zis Simion, ce a zis Ciolacu? Nu contează lucrurile astea. Ce vreau să zic este că nu ai o realitate groaznic de complicată și trebuie să înțelegi, să fii vigilent. Gândește-te la presă. Să fii vigilent. La presă, când scrollezi presa. Da. Stai că a apărut pe nu știu ce, pe da. Digi, că a declarat nu știu cine. Ciolacul la 12 și un sfert a declarat bine. Stai să... Dar putarea a răspuns. Lăsați-mă în pace cu lucrurile astea. Și vreau să zic că ideile libertariene, deși îți și eliberează timpul. Da. Și timpul vor marcea. Nu, dar mă gândesc la relaxarea asta psihică, știi, nu mai ești așa agitat. Nu te mai ceri cu prietenii, zicem, dacă el e pro-Drulă și tu ești, nu știu, aule, ne certăm, divorțuri. Da, da. De ce să ne certăm? Pe care e diferența între USR și... Natura programelor de stânga pe care vor să le implementeze. Nu sunt așa diferite. Păi da, nu, unii dau într-un sector, alții dau în alt sector. Pentru noi nu-s diferite, pentru ei este crucial. E o diferență definițională. Ok, în încheiere, o ultimă idee care o sublinează OPE, ce a făcut Rothbard, pentru ce e de remarcat, este că Rothbard nu s-a limitat numai la economie și nu îi se pare că acțiunea, pornind de la principiul acțiunii umane, nu îi se pare că acțiunile umane sunt explicabile doar în plan economic și că există și o etică care explică aceste acțiuni umane și această etică, el, Rothbard, are pretenția că tratând-o cu mănuși și metode împrumutate din științele exacte, poate să o aducă la rangul unei, că tot vorbeam noi mai de mult, a unei etici obiective. Raționale. Raționale, obiective. Urmează să ne lămurim, parcurgând următoarele capitole, dacă i-a ieșit sau nu. N-o să vă dăm spoilere acum despre ce credem noi. Și vă invităm de asemenea să urmăriți următoarele episoade împreună cu noi. Dacă ați rezistat până în acest moment, scrieți-ne jos în comentariu dacă adevărul este absolut sau relativ. Ce părere aveți? Așa, e ca un sondaj de pe loc. Noi mai facem pe conturile noastre și pe unde mai avem prezență online. Sondajele din astea să mai luăm pulsul oamenilor care se uită la noi. Ajută! Ajută! Ia! Pentru Alex Hirea, Costan Săvărache, eu am fost Vlad Dimerceanu, noi am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru răbdare și atenție și vă urăm libertate, etică, că e mai bună decât toate.